Alice, mamă, stăm aici toată dimineața, eu nu știu ce să fac, n-am nicio idee ce să fac, eu stau aici toată dimineața, toată ziua cred că o să stau, n-am niciun chef de nimic, sincer, nu știu, tu ai vreo idee ce să facem noi astăzi, că eu nu știu nimic, n-am nicio idee, sincer. Ei, bă, Rafaele, dacă tot mă întreb, eu știu așa că tu te cunoști de mult timp cu Darcel, nu? Da, da, mă cunosc de mult timp cu Darcel, de ce, cum adică, păi da, nu mi-ai zis că ești fana nebună, adică tu ne știi de când filmam noi prima oară, cum adică, bă, da. Rafaele, dai, las-mă în pace cu asta. Atunci eu mă gândeam să faceți un test a prieteniei, să vedem cât de bine vă cunoașteți. Ce să facem? Cum adică să facem testul prieteniei? Cum adică să fac testul prieteniei? Păi și cu ce? Ne cunoaștem? Cum adică ce test? Adică ce înseamnă asta? Păi o să vedeți așa care se cunoaște mai bine pe celălalt, știi? A, și după să ne certăm. Tu vrei să ne faci să ne certăm, să ne batem, să ne despărțim aici, să nu mai fim, să nu mai stăm în aceeași casă, nu? Nu, bă, Rafaele, nu, ascultă-mă, că o să fie amuzant. Bine, o să fie amuzant. Și acum ce faci? Trebuie să mergem la Darcel. Nu, hai să mergem, hai să mergem, mamă, să vedem ce o să fie amuzant, ce o să zică, ce o să zică și Darcel, sincer, chiar sunt curios. Mă, unde e ăsta, că nu e aici? Darcel, unde e? Ia, bă, ce faci? Bă, Darcel, ce ai adus aici? Bă, ursuleții! Bă, ursu, bă, tu ce gata să bă, ia mortul așa? Bă, nu, că ia sunt cu nebuni în casă, nu știu ce se întâmplă, sincer, bă, Darcel, bă, nu mai, bă, Darcel, dă-mă pus afară, mă, bă, cine ai adus mai aici, Darcel, scoate-mă animațiile astea de la escul, bă, Darcel, bă, da, deja mănâncă burger, am înțeles, ok. Să prietenul meu, bă, l-am adus în casă. Ia lasă-mă prietenul tău, bă, gata, Gigel. Bă, Gigel, îi cheamă toată lumea. Bă, dar scoate-l de aici. Hai, Gigel, ieși afară. Te poftesc să ieși pe ușa așa. Ieși pe ușa așa. Foarte frumos, pentru că Darcel, avem un lucru de făcut. Bă, scoate-l, mă, Darcel, pe ăsta. Hai, că deja ăsta se pune să uite, știi, în oglindă. Cred că mai facem nimic astăzi. Gata, Malis, uite, l-am adus pe Darcel aici. Spune și lui Darcel, ce vrei tu să facem noi astăzi? Ce vrei să fac eu cu Darcel? Cum vrei tu să ne faci, să ne certăm? Pe bune, adică Darcel, fii atent, ascultă aici ce vrea. Ce? Ascultă puțin, doar ascultă ce idee are. Alice. Fii atent, Darcel. Deci, Rafael a venit la mine și a spus să faceți testul prieteniei, bă, voi doi. Tu mi-ai spus, cum adică am spus eu? Băi, Alice, vezi cum vorbești, că te scoatem acum din casă. Cum adică, că tu ai venit și mi-ai spus că bine, eu sunt acolo. Nu contează, hai cum zici tu, ok, hai că am zis, ok. Acum spune lui Darcel ce o să facem noi astăzi și trebuie să dăm drumul la chestia asta. Mă, Darcel, lasă telefonul ăla că l-ai furat, am înțeles, Darcel. Mă, ai furat și ce, Darcel? Deci, astăzi voi să stați și eu să răspundeți la întrebările care o să vi le pun eu. Așa, ok, gata, bă, ce... Bă, da, Alice, tu nu vezi că lui Darcel nici nu-i pasă, tu nu vezi că... Bă, doamne! Așa, mă, fii atent, Darcel, uite-te, că am o carte în mână, ți-am dat și ție, ai și tu carte, ne-a dat Alice la amândoi o carte, vezi, Darcel, cartea aia, unde scrie Darcel pe ea? Și fii atent, Darcel, tu, gata, Darcel, dă-ți să ai ajuns de pe cap pentru... Femeie nebună! Și nu mai facem absolut nimic, sincer. Haideți, fii atent, Darcel. Deci avem astea și Alice o să ne pună niște întrebări sau ce ne pui tu, Alice? Da, o să vă pun întrebări și voi răspunde. Bine, hai să începem cu întrebările. Spune-ne prima întrebare. Chiar sunt curios câte întrebări ai, ce întrebări ai și chiar sunt curios ce idee ai tu așa, ce vrei să ne faci, sincer. Prima întrebare este: care este numele complet al celui Light? Mamă, ce se aude, mă, Alice acolo? Mă, tu ai cască în ureche, ce ai tu acolo, Alice? Ascultă muzică. Ia scoate, mă, căștile alea din noi. Nu mai asculta muzică. Alice, ce faci aici? Rafael, eu am vorbit cu oamenii, ei acum îmi spun prin cască ce trebuie să zic. Așa, gata, bă, Rafaele, că am dat volumul la cască mai încet. Deci, prima întrebare este: care este numele complet al celui Light? Mamă, numele complet? Mamă, Darcel, și mai cum? Bă, oare cum îl cheamă pe Darcel, sincer? Hai să scriem aici, dar, de fapt, nu zic, pentru că o să fie secret, Darcel. Scriu aici secret și gata, nu zic, hai, fii atent, Darcel. Și acum ce facem noi? Am pus întrebarea și ce facem acum? Zicem noi răspunsul sau îți dăm ție cărțile? Păi ați scris amândoi, Darcel? Da, eu am scris. Așa, bine, gata, acum o să începeți așa pe rând. De la Darcel la Rafael, spuneți răspunsurile. A, trebuie să spunem răspunsurile, pe nu să-mi ție cărți. Ok, hai că le spunem. Bă, Darcel, piatră, frate, cărtie, Darcel, ok? Hai, Darcel, 3, 2, 1, 3. Fasecă. Bă, de ce ești, mă, ca mine, bă, Darcel? Bă, stai că-mi sparge. Mă, Darcel, trebuie să cumpărăm alt geam. A, e, hai să dăm acum ce zici, farfecă, am zis și eu farfecă. Hai încă o dată, Darcel, bă, dă-te, mă, de acolo, Darcel, că eu stau acolo, n-ai voie, lasă. A, ai avut tu geam, ok, gata, m-am pus la jumate. Hai, bă, Darcel, încă o dată, 3, 2, 1 și eu zic farfecă. Pietra, ați-am bătut! Bine, o, Darcel, hai, lasă, zi tu primul, zi tu, Darcel, ce ai scris tu acolo? Chiar sunt curios ce ai scris, sincer, ia zi tu răspunsul tău. Este era... Păi, dar tu nici n-ai
scris, bă, dar să le bătut pe joc, mai scris, mă, sau nu mai scris? Da, s-a scris, dar nu înțelege. Rafaele, Da, s-a scris, dar nu înțelege. Dar ar trebui, chiar trebuie să mai treci pe la școală, aș putea spune, zice. Rafael, el a scris, dar nu înțelege. Da, a scris, dar nu înțelege, am înțeles, asta am zis eu, gata. Stai, Rafael, el a scris, dar nu știe să citească. Păi asta am zis eu, nu, că nu, chiar sunt cu nebune, sincer, mă, hai, fii atent. Știu, Rafael gay. Bă, dar să mai bat mult joc, bă, dar să zici ce scrie. Nu, ia dă-mă să văd. Dă-i lui Alex, hai, dă-i lui Alex cartea ta. Dă-i lui Alex, să vedem ce citește tu, Alex, ce a scris acolo. Citește ce a scris. Sau dă-mi-o mie, Alex, dă-mi-o mie, că chiar sunt curios. Ce a scris, Alex, ce? Dă-mi-o mie, ia să vedem, ce a scris. Ia. Ha, mă, du-te, mă, de aici, mă, dar să le da joc, mă, du-te, mă, de aici, bă, ești nesimțit, mă, dar să le pe bune, gata, eu am scris, bă, dar așa nu vede tu! Dar ce, nu, ia, cum, eu am scris Darusel 2012, eu toți bajo, hai, mă, da, hai, următoarea întrebare, eu am scris Darusel 2012, deci, hai, Darusel, stai puțin, Darusel, tu ai pierdut, ai pierdut, așa, da, deci, Rafael a câștigat, iar tu ai pierdut, pentru că ți-ai bătut joc și n-ai scris corect. Gata, deci, Darusel, fii atent, tu trebuie să scrii corect, ok, nu trebuie să mai bagi joc, Darusel, pentru că tu pierzi punct. Bine, gata, vin înapoi, dar să le scuze. Urc, așa, gata, dar să le deci fii atent, gata, dar să le deci cu minte și scrie răspunsurile corecte de acum, da? Da. Deci am un punct, Alice, trebuie să ținem minte scorul. Acum vreau să le spui a doua întrebare. Chiar sunt curios, ce întrebare mai e pentru noi, dar să le de data asta, fă și tu corect, dar să le că tu, bă, tu pierzi, nu e vina mea, e vina ta, tu pierzi pe mine, nu mă interesează, eu să câștig. Hai, zi, Alice, deci, a doua întrebare este, care este ziua de naștere? Ce? Care este ce? Mă, te-ai întrerupt, Alice, mă, iar îți bagi muzică sau ce faci tu acolo? Nu mai știi să mai vorbim de muzică. Ziua de naștere. A cui, a lui Darusel? A, da. A, ce? Bă, dă-mă. Ce e lui Darusel, lui Rafael? Bă, Darusel, tu trebuie să scrii, dar eu nu mai știu când a zis Darusel că e ziua lui. Bă, Darusel, când ai zis, bă, că e ziua ta, că eu nu mai știu. Ia stai, bă, din câte știu, mi-aduc eu aminte, parcă așa a zis, nu mai știu sigur, dar parcă așa. Darusel, eu am scris, nu mai știu sigur. Unde mai stai? Ce? Bă, dar să n-ai voie să te uiți la când am făcut videoclipul ăla, dar să n-ai voie să te uiți, când am făcut videoclipul ăla de ziua mea. Bine, nu te uita, așa, 3, 2, 1, eu am scris, dar să le, ești gata, ai scris? Ia, ce-ai scris tu, dar să le, gata, așa, hai, bă, dar să le, că, Alex, cât timp îi mai dai pe bune acum, serios, adică textul prietenii trebuie să fie cât mai rapid, ar trebui să știe. Hai, bă, dar să le, ești gata, eu sunt gata, bă, dar să le, gata, ai mai repede, gata, ai scris, gata? Bine, fii atent, Darusel, zi tu prima oară ce ai scris, dăm cartea să văd, că vreau eu să văd ce ai scris tu acolo. Alex, bă, ce fac? Eu. Bine, hai, citește tu, zi tu ce ai scris acolo. Deci, 8 septembrie 1999. Bă, ce 8 septembrie? Scris 8 septembrie. Mă, Darusel, ce 8 septembrie? Bă, Darusel, ce 8 septembrie, mă, nouă, Darusel, nouă. Ai uitat că ai fost și la ziua mea, Darusel, mi-ai făcut și cadou. Ai uitat, tu nu mai știi când mi-ai făcut cadouri. Păi, bă, Rafale, e că încă era nu pe nouă, bă, Rafale, cred că avem ca asta. Scrie nouă, am citit, scrie nouă. Uite, 9 septembrie 1999. Ce 1999, bă, Darusel, bă, tu ai nebunit, bă, du-te de aici, că n-am zis, în primul rând, fii atent. Alice, eu am scris așa, am scris pentru Darusel 13 decembrie. Unde, bă, 13 decembrie? Așa, așa, cum ce? Deci nu mai da mine, dar să le că mă mor, gata, bă, bune, nu mai da, bă, dar să știi ce? Tu mi-ai scris bine, nu, dar să ia stai puțin. Tu ai văzut ce a încercat Alex să ne facă, să zică că tu ai scris greșit, ca de fapt, ia să ne facă să certăm. Acum, ceva. Nu, gata, dar să le că după știi ce se întâmplă, nu mai faci nimic până la urmă. Bă, Rafael, îmi pare rău, dar tu ai pierdut punctul pentru că dar să l-o știu, dar stai puțin, că a scris anul 1999. Știu ziua și luna, da. Hai, trecem peste cu anul, că anul da, bine, hai, lasă, lăsăm, că nici eu n-am scris oricum anul, hai că se iartă. Bravo, dar să le iau. Ia cartea, gata, dar nu mai tipă la mine. Bă, Darusel, că ți-o dau și eu frumos, dar Darusel, nu trebuie să ții la mine. Bă, Rafaele, Darusel, acum avem următoarea în... Următoarea ce? Că nu te aud. Următoarea ce? Ne lasă pe noi să zicem. Următoarea întrebare. Ok, următoarea întrebare. Care este următoarea întrebare? Te rog, spune-ne. Acum chiar suntem foarte curioși și la Darusel nu mai poate de fericire, sincer. Următoarea întrebare este: care este cea mai frică
cea mai mare frică a celorlalți. Mamă, cum, bă, nu știu ce să vorbești cu Alica. Care este cea mai mare frică a celuilalt? Bă, mamă, dar Russell deja s-a pus să scrie acolo în comun ăla, în carte. Dar Russell nici nu mai vrea să mai vorbești. Dar Russell deja s-a pus try harder. Bă, ce fai, mă, dar Russell, ești try harder? Ok, am înțeles, deci fii atent. Cea mai mare frică a celuilalt. Bă, nu știu care este cea mai mare frică a lui Russell. Dar, nu, nu știu, știu ce să scriu. Fiți atent ce scriu aici. Scriu aici. Scriu aici ceva foarte, foarte șmecher să rămână. De fapt, nu vă zic așa, așa. Înțelegeți voi, nu o să vedeți voi, adică voi o să vedeți după. Și da, chiar sunt, bă, chiar asta cred că sincer. Scrieți și voi acolo în comentarii la fiecare întrebare la care credeți voi că e de fapt altceva în afară de ce am scris noi, sincer. Chiar sunt curios cum răspundeți voi, dacă ne cunoașteți pe noi, dacă nu ne cunoașteți. Ăsta este un test și pentru voi, dar și pentru noi. Bă, dar se legata mai scris că ești prea tryhard, nu mai vrei să mai vorbești ceva. Hai, dă-i aia lui Alice, pentru că i-am scris aici și eu este o chestie foarte, foarte șmecher. Ia, ce scrie și a scris care e cea mai mare frică a mea, Alice, ia spune. Chiar sunt curios ce zice Darusele. Este când lumea nu dă like și subscribe. Mamă, bă, Darusele, de unde știi, mă, că asta? Bă, chiar asta e, deci dacă nu dați like și subscribe, chiar ne supără. Da, like! Bă, dacă nu dai, dacă nu dai like, vin peste tine, mănânc! Ai înțeles? Bă, gata, bă, Darusele, bă, ce fai, mă, oprești lumina pe aici, lasă așa, Darusele, fii atent, gata, deci fii atent. Și știi ce am scris eu, Darusele? Bă, Darusele, bă, chiar ai dreptate, sincer, pot să-ți dau punct acolo, chiar îți dau punct. Eu am scris, Darusele, fii atent ce am scris, Darusele, ia citește tu aici, citește ce am scris acolo. Da, fără burgeria. Burger, bă, ce burgeria, mă, să rămâi fără burger. Alice, tu ce părere ai? Eu am scris că să rămână fără burger, Darusele, tu cum e? Deci este adevărat, chiar acum Darusele este foarte fricos că nu. Deci pot să zic, bă, Darusele, fii atent, Darusele, am făcut amândoi câte un punct. Bă, dar nici nu mai știu câte puncte am. De fapt, scrieți-mi acolo în comentarii câte puncte am acumulat fiecare, nici nu mai știu să mai vorbesc. Hai să trecem la următoarea, că deja. Hai să trecem la următoarea, Darusele. Trecem la următoarea, o să scrie oamenii în comentarii câte puncte avem de fiecare. Alice, spune-ne. Bă, dăm cartea, așa. Următoarea întrebare este una mai importantă. Așa, care este? Fiți atenți, liniște. Dacă ar fi să salvați dintr-un incendiu pe mine, Alice, sau pe celălalt, în cazul tău, Rafael, pe Darusel, iar în cazul tău, Darusel, pe Rafael, pe cine ai salva? Mă, Darusel, ce vorbiște, mă, asta aici? Ai înțeles ceva? Fii atent ce a zis, dacă erai tu ăla și erai într-un accident. Nu, stai că am înțeles. Deci a scris, dacă eu ar fi într-un incendiu, sau tu, pe cine ai salva, ori pe tine, ori... Ce? Dacă tu ești burgerul ăsta și uite, ăsta sunt eu cu Alice. Și așa. Pe cine ai salvat? Pe tine? Pe Alice sau pe Darusel? Bă, nu pe mine, bă, eu trebuie să salvez pe unul dintre voi, nu să mă salvez pe mine. Deci ăsta din dreapta ești... Bă, Darusele, hai să facem așa direct, nu mai scriem acolo, Darusele. Eu o să zic, Darusele, că eu la asta, eu o să zic că te-aș salva pe tine, Darusele, pentru că tu ești prietenul meu. Alice, Și eu pe tine, o lăsăm pe Alice să moară, yeee! Alice, stai puțin, stai puțin. Alice, ce tu sunt prieten? Nu, gata. Bun, Rafael, Darusel, acum e timpul să alegeți un lucru pentru fiecare. Cum adică? Ce să alegem? Ce lucru? Ce să alegem? Păi, o să vedeți. Uite, de exemplu, prima întrebare. Ciocolată sau înghețată? Mamă, și asta trebuie să... Stai puțin, deja a zis Darusel. Deci, nu, oricum scriam înghețată, dar stai puțin. Trebuie să zicem ce ne place nouă sau ce credem că îi place celuilalt. Ce credeți că îi place celuilalt? Ok, de Darusel a zis înghețată, eu asta voiam să zic oricum, dar Darusel a zis de mine. Ce crezi? Hai să zicem, la asta trebuie să zicem, nu mai scrie. Păi da, ți-am zis, deci zici că mie îmi place înghețata mai mult, Darusele, ok? Da. Păi, Darusele, ai greșit, îmi place ciocolata mai mult. Da. Păi stai puțin, bă, Darusele, bă, asta e părerea mea, nu trebuie să te superi. Păi oricum cred că avem egalitate de puncte, deci stai liniștit, Darusele, gata, stai. Înghețata mai bună, nu? Înghețata mai bună, nu? Da, pentru tine, da, Darusele, e mai bună înghețata. Bă, nu, gata, că și pentru mine, gata, și înghețata, și pentru mine. Ok, hai să trecem la următoarea. Ce întrebare mai ai, Alice, că deja tu nu vezi cum face, Darusel deja e să supără. Bă, Darusel, nu trebuie să ne certăm noi aici. Da de mine. Ce, am zis înghețată, îți place înghețată mai mult? Da. Păi da, după ce ești așa fericit, hai, Alice, următoare. Toată lumea când vorbesc, următoarea întrebare. Mi s-a făcut frică, bă, gata. Următoarea întrebare este, ce alegeți dintre pizza sau burger? Burger, normal, Darusel, și eu pentru mine aleg tot burger. A, nu zice nimic, Darusel, ok, deja Darusel s-a apucat să mănânce burger. Hai, următoarea, Alice, următoarea, că deja mi s-a luat, sincer, nu știu, băi, câte mai ai, dar m-am plictisit așa puțin, sincer. Rafael, acum am o întrebare pentru Darusel, mai exact. Păi și de ce zici, Rafael, am o întrebare? Păi zi, Darusel, am o întrebare pentru tine, tu îți bagi de mine aici? Nu contează, trebuie să te simți și tu prezent. Așa, deci, Darusel, ce ai alege dintre Ion sau Rafael? Mamă, ia, Darusel, Ion! Ion, da, de ce le-ai alege pe Ion? De
10, dar Felix, sunt curios. Ce, că te joci pe calculator cu el și nu te-ai întâlnit niciodată cu el în viața reală? Da, bă, Afri, tu te atunci du-te și mută-te cu Ion în casă, Darusele. Ok, papa. Bă, stai puțin, Darusele. Nu, hai să mai continuăm, că n-am terminat jocul ăsta. Nu, ce fac? Ah, deja a plecat, Darusele, sincer. Bă, unde-i, bă? Hai, mă, Darusele, hai să continuăm. Hai, Alex, următoarea întrebare. Ce întrebare mai ai? Ia, spune-ne și nouă. Mai am, deci fii atent, Rafael, acum am tot o întrebare pentru Darusele. Bă, și mie, bă, îți bașuc de mine. Hai, vă, că îți place cam mult de Darusele, îți place. Ce vrei să insinuezi tu aici? Hei, gata, că hai, spune. Așa, Darusele, ce alegi dintre Fortnite sau Roblox? Ia, dar Roblox, ok, acum aici pentru mine ce fac, eu parcă, cred că aș pleca, mă duc să mă joc pe calculator. Hei, așa, mai acum, întrebare? Rafael, am o întrebare pentru Darusele. Nu, pe bune, îți bagi la mine, am plecat, gata, eu plec. Mă, gata, Alice. Nu, gata, glumeam. Hai, pune și eu întrebare. Am o întrebare, deci, Darusele, am o întrebare pentru Rafael. Ok, zi. Cu cine nu ai mai vrea să filmezi dintre mine și Darusele? Stai puțin, cu cine nu ai mai... Bă, nu mai vreau altă întrebare înainte, pentru toți, sincer, aș vrea o altă întrebare înainte, că o zic asta după. Nu, pe bune, hai să mai sunt puțin, că îmi place ăsta, sincer, nu, pe bune, pe bune, vorbesc serios, Alice, chiar vorbesc serios. Rafaele, alegi. Stai puțin, deci nu vreau asta, vreau alta înainte și o să răspund după la asta, ok? Bine, Rafael. În sfârșit, mamă, ce-am ocupat. Rafael, am o întrebare pentru Darusele. Glumesc. Hai, mai ești pentru noi amândoi odată să zicem că nu știu. Da, întrebare pentru amândoi. Ce ați alege dintre munte sau plajă? Plajă! Nu trebuie să zic. Ok, plajă, amândoi, gata, așa, și ce întrebare mai acum pentru mine? Acum, Rafael, am o întrebare pentru Darusele. Mă, nu, pe bune, nu. Pentru așa. Mine. Nu, stai puțin. Nu. Ai pentru mine, Alice. Darusele, ai la final pentru Darusele. Ai uitat că ai Da. Ai pentru mine acum. Spune mie pe aia ce voi tu să-mi spui mai devreme. Ce mi-ai spus tu mai devreme? Că mi-ai spus mai devreme, am zis bine, că e rândul meu. Răspunde. Hai. Ok, pe da, stai, ce mi-ai spus că nu mai știu. Hai că nu mai știu dacă e, dar nu mai vreau eu să răspund. Da, zi. Deci, întrebarea este, dacă ar fi să alegi cu cine să nu mai filmezi, pe cine alege dintre mine sau Darusele? Fără supărare, ok? Fără supărare. Și ce cauți cu sabia aia în mână? Că nu înțeleg. Tu ce crezi că te aleg pe tine să nu mai filmezi cu tine? O lustream. Ok, bagă un foc așa. Fii atentă. Bă, știi ce am zice? Eu pe Darusele îl cunosc de mai mult timp, ok? Eu cu Darusele suntem prieteni. Tu ești fană, ne-ai devenit așa puțin prietenă, dar cum să lasi pe Darusele pe bune? Adică, bă, să-mi bat eu joc de Darusele. Bă, nu. Mă, Alice, tu crezi că scapi așa ușor de mine? Bă, Alice, ai zis că fără supărare, pe bune. Am ales Darusele pentru că îl cunosc mai de mult. Tu n-ai fi ales așa pentru altcineva dacă îl cunoști de mai de mult? Da, bine. Că ne întâlnim o dată la colț, stai liniște. Bine, abia aștept să te dau afară din casă, sincer. Acum, dacă mai continui așa cu astea. Hei, liniște, am o întrebare pentru Darusele. Așa zic, mi-ai spus mai devreme că e pentru el, gata, nu mai amuzam, sincer. Darusele, acum e exact întrebarea care am pus-o eu. Pe care, bă, Darusele, asta nu știu, asta trebuie să o duci pe la școală, Darusele, pe bune. Hai, ce întrebare ai pentru el? Păi că am uitat întrebarea. Doamne, ai uitat întrebarea. Nu, deci fii atent. Mie mi-a zis Darusele, pe cine aș alege dintre... Să, adică, cum adică? Păi Darusele nu filmează. Bă, Darusele nu e... Nu, bă, ce, mă, Darusele nu e YouTuber. Adică are cont de YouTube, dar nu prea e YouTuber, Darusele. Cum adică să nu filmeze? Ce întrebare vrei să-i spui tu, Darusele? Pe cine alege dintre mine sau tine sau ce vrei să-i spui? Da, exact asta vreau să-l întreb, Rafaele. Hai, răspunde. Ok, fii atent. Eu te aleg pe tine. Îl aleg pe Rafael. Păi normal, cum să nu mă aleagă pe mine? Ce faci, Alice? Unde te duci? Spun că dacă nu mai e el, am rămas... Uite-l pe Darusele. Nimeni nu se pune cu Darusele. Da, asta e adevărat. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.